zicea societatea că-s proaste. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-am folosit și noi, până mai adineau. Ce mai faceți? Ne vedem o dată pe săptămână, ați văzut? Am intrat în al patrulea an de parcă ieri a început Litoral TV, da? Mi se pare normal să fie și Litoral TV. Vă uitați pe toate televiziunile? Pac, pe Litoral TV, de ce? Simțiți că e a voastră, nu? Simțiți că e de la dumneavoastră, de aici, din Constanța. Așa este. Multă lume mă întreabă, bă, Gigi, te-am văzut la televizor, Litoral TV, unde e asta Litoral TV? Le zic Năvodari, adică, cum să spun, aș putea să nu le zic că e Năvodari, ca să nu zică, oh, bă, la Năvodari, dar în ultima vreme Năvodari nu mai arată ca fiind așa la marginea lumii, da? Asta este încă un rezultat al lui Matei. Matei s-a bătut multă vreme ca Năvodariu să fie curat, să fie frumos, să arate bine, să intre în rândul lumii. E un obicei românesc ăsta, acum îl vezi pe Matei, că se zbate prea mult și vrea prea mult pentru localitate și lovește ba în ăla, aia se supără la un moment dat, spune, bă, ce are ăsta cu noi de nu ne lasă și pe noi să facem șmecherii? Ia luați-i băgâtul lui Matei. Asta e. Mai țineți minte pentru ce îl țin ăștia pe Matei la răcoare? Nu. No. Mai țineți minte că tot Năvodariul vroia primar? De ce? De ce? Pentru că era un băiat bun, pentru că le-a dat căldură, le-a dat apă, le-a dat liniște, le-a dat curat, le-a dat frumos, le-a dat încredere, le-a dat... E mare lucru. Nu cu mult timp în urmă Năvodariul arăta prost de tot. N-avea nici dalea, n-avea dalea. Erau niște amărâți, erau niște săraci. La ora actuală Năvodariul are cartiere, are vile, are dătoare, are apă, are gaze, are liniște, are altfel... Nu ți-e rușine să spui că ești din Năvodari. Mie nu mi-e rușine să spun că televiziunea Litoral TV, la care am și o emisiune de pe săptămână, e din Năvodari. Toată lumea mă întreabă. Toată lumea mă întreabă pentru că se uită mulți la emisiune. Și domnul Carles, v-am văzut la televizor. Dar o oră cam proastă, așa, zice, vă dă pe la 4, pe la 5, zice, eu cam dorm pe la ora asta. Asta e. Parcă lumea nu știe că emisiunea mea e frumoasă și vă mulțumesc că vă uitați la ea. Nu e vina mea că e dată la miercurea de la nu mai știu, de la 4 la 5, parcă sâmbăta după masa, de la 3 la 4 și să mai dă joia pe la 2. Eu de unde să știu? Că nu pot eu să le spun. Bă, dați-mă și pe mine seara ca să se uite mai multă lume la emisiune. Nu pot. E altcineva aici care hotărăște chestiunile astea. Și v-am spus, eu fac emisiunea asta de 3 ani de zi, o dată pe săptămână. În primul rând pentru că am vrut eu, simțeam nevoia de când nu mai eram în politică să am ocazia să mă implic puțin în viața socială, să pot să zic că sunt lucruri bune sau sunt lucruri rele. Nimeni de aici de la televiziune nu m-ar fi băgat, domnul Matei de-aia îi și port o recunoștință, de-aia și cunosc de aproape, de-aia și vă spun cu mâna pe inimă, nu cred că domnul Matei a făcut rele în așa fel încât acum, dacă îl ținem poprit, e mai bine pentru noi toți, pentru societate și pentru Năvodari. Nu e adevărat. Dacă cumva a greșit, e posibil să fi greșit, să fi exagerat, să fi deranjat, ba pe unii, ba pe alții, n-aș fi luat de urechi, aș fi spus nana, dar îl trimiteam înapoi la primărie. Veneam astăzi spre emisiune și în centru, unde sunt pe marginea de la Lumina, unde sunt delfinea, e un catar frumos cu niște steaguri mari. Erau rupte, erau mizerabili, erau... Păi s-ar fi întâmplat așa ceva dacă era domnul Matei la primărie? Nu știți cum muncea domnul Matei la primărie, cât de exigent era, cât de implicat era în toate, când n-ai în fruntea obștei așa ceva se vede imediat. Încep să crească buruieni, încep să se rupă cârpele alea. Ați văzut intrările Năvodari? Sunt curate, sunt frumoase. Primul semn ăsta e prost deja. Fluturau niște cârpe adunate, rupte acolo și unde sunt niște în mijlocul delfinului. Delfinea care ducă, mă întrebați pe mine, sunt un prost gust îngrozitor, pentru că nu poți să fii deștept în toate, dar și nu întotdeauna nimerești. Mie îmi face așa, mie îmi face așa. Domnul Matei era un dictator. Dacă nu făceai ce spunea domnul Matei, o luai repede. Dar îl ascultau toți și la partid
și la ăștia care dau apă caldă și la ăștia care... Păi îl întrebare, bă, de ce e pompa asta așa de mare și consumă așa de mult? Ia să-mi schimb mie pompa asta cu o pompă mai mică ca să nu mai costă. Așa făcea peste tot și să trăiți. Și nu știa că după câteva minute vine și vezi. Păi, fă, n-ai făcut ce ți-am spus eu? Păi nu făceai ce spunea Matei, o luai tată. Sigur că asta e. Nu ne plac oamenii ăștia. Și am auzit că până alte țări europene, dacă te-a prins cu niște șmecherii, te cheamă procurorul, judecătorul și spune, nene, nu e regulă. Aici recunoști? Da. Am greșit. Bun. Câți bani? Atât. Bun. Adu-i înapoi, bagă bani acolo. Să trăiți. Bun. Și treci înapoi la muncă. Treci înapoi la muncă acolo ca să nu sufere oamenii aia care munceau conduși de tine. Bun. Și dacă te mai prind odată, mori. Te fac de râs în societate. Să trăiți. Păi ce facem noi că îi ținem acum la zdup? Păi ăștia, de exemplu, care ultima dată, dacă țineți minte, conduceau Rafa Onești. Nu știu dacă știți că Rafa Onești, pe lângă Onești, pe acolo, o zonă săracă a României. Vai de capul lor. Ajungeau în conducte, vai de capul lor. Pe unde ajungeau, se făcea rafinărie, dădea de lucru și dădea și dădea și dădea și produse și oameni și erau în primele 3-4 rafinării. Și l-a băgat la zdup și pe ăla, că la nu știu ce făcea și nu știu ce făcea. Bă, parcă altă treabă n-aveau ăștia decât să urmărească pe aia, să vadă. Bă, voi faceți numai ce trebuie aici, să o faceți și prostii. După aia, nu știu mai care la Timișoara, umflatul ăla, că se ținea cu fotbal. I-a legat pe toți. Și la ora actuală, Rafonești, nu mai lucrează nimeni și am auzit că o taie unii, nu zic că sunt ruși, ca să nu înțeleagă lumea că am eu ceva cu ruși. Dar o taie și o aruncă. Bun, și? Deci avem doi șmecheri. Șmecheri. La zdup, Rafa Onești s-a dus cu o taie ăștia și nu ăsta e scopul. Deci nu ăsta e scopul. Am auzit că mai sunt state unde polițaiul de la cercetări cu procurorul, cu judecătorul, cu chestii, când au rezolvat o chestie de genul ăsta, vine statul și întreabă, bă, foarte bine ați făcut, l-ați prins pe nerocul ăsta, bă, și efectul economic. Cum adică șeful, eu mă ocup de ăștia cu bandiții. Bă, foarte bine că te ocup de ăștia cu bandiții. Foarte bine că i-ai prins pe bandiți. Dar efectul economic care e, mai bine sau mai rău? Păi dacă e mai rău pentru societate, societatea îți dă ție bani să umbli cu mașini, cu aparate, cu tehnică, cu chinuri, cu clădiri, cu dânalea, cu birouri, cu i-ai prins pe bandiți. Bun, și efectul? Păi șeful zice, eu sunt cu bandiții, nu sunt cu efectul altcineva. Cineva altcineva. E mai bine pentru societate că pe ăla l-ai băgat la zdup și Rafa Onești s-a dus dracu și aia mor de foame pe acolo? Nu! Cătați alte metode, băieți. Cătați alte metode. Luați-le, bă, banul dacă i-ați prins că au furat. Dar după ce le-ați luat banul ăla de la i-ai prins că l-a furat, înapoi la muncă cu el, mă, și ochii pe el. Și ochii pe el și pumni în gură, bă, dacă îl prii. Pe asta nu mai fura două ore, că e rușine. Dar dacă ți l-ați zdup pe banul meu, păi și l-ați dup tot pe banul meu. Știți că se vorbește așa, aș fura și eu câteva milioane de euro și asta așa l-ați dup vreo 2-3 ani de zile. Că era o glumă zile trecute cu un țigănuș la pușcărie și a venit măsa în vizită. Și ăsta a venit și la vorbitor, mamă, ce-i cu tine aici? Păi zice, sunt pe aici pe la ăștia. Zice, și ce faci aici la ăștia? Păi zice, dimineața îmi dă să mănânc, la prânz îmi dă să mănânc, seara când dorm acolo pe căldură, dacă vreau să mă spăl, mă duc o dată pe lună la apă caldă, mă scot la muncă, mă duc ei la muncă, mă duc de la muncă. E bine, mama, am patul meu. Uleu, maică, zice, ai grijă cum te porți cu oamenii ăștia, să fii băiat cu mine, să nu cumva să te dea afară de aici. Prindeți-i, dați-le capete în gură, luați-le banii dacă au furat. Da. Nu știu cum să spun, la 25 de ani după schimbarea unui sistem de funcționat al României, la ora actuală încă mai văd o ură pe patroni, o ură pe ăștia care, vai de capul lor, și-au manetat casele, au lăsat la o parte liniște, fericire, ca să dea drumul la un business, să facă niște profit,
să se simtă și el mai bine în societate. Bă, fraților, nu-i mai omorâți pe ăștia, niciodată nu o să înțelegeți. Noi care stăm acasă sau ne uităm la televizor, la ce frumos e la noi, nu o să înțelegem niciodată pe ăla care și-a făcut depozit de materia de construcții, care aleargă, care plătește, care dă, pe aia din port, care încarcă marfa în vapoare, pleacă, bă, nu știe, a ajuns vaporul, a căzut prețul, a plătit TVA, n-a plătit TVA, vai de capul lui, are teancul de facturi în față aici, are teancul de furnizori aici, are mașina care pleacă în față, are salarii peste două zile, nu i-a intrat banul. Băi, oameni buni, vă rog eu frumos, schimbați ura asta împotriva patronilor cu un fel de iubire față de patroni și cu un fel de și de sprijin. Hai să-i sprijinim pe patronii în România. Nu mai găsim defecți așa, pentru că unii profită de chestiunea asta. Oameni buni, nu putem trăi toți cu banii statului și nu putem trăi toți așteptând ziua de salariu ca și cum cineva e obligat să ne dea nouă bani. Nu se știe dacă patronul a vândut treaba, nu se știe dacă patronul a luat banii de la unde făcuse el treaba și dacă asta e numai treaba lui, nu e treaba noastră, nu o să ne dea banul pentru că noi am muncit. Da, mă, tu ai muncit, dar rezultatul muncii tale unde este? Nu mă interesează. E, bă, băieți, moare, moare ăla, moare. Vă rog eu frumos, schimbați mentalitatea, iubiți-i pe patroni și nu cred, sincer vă spun, nu cred că dacă ne transformăm într-o țară de procurori, o să trăim mai bine. Na. Știți că e o glumă care circulă acum, că oamenii deștepți sunt în pușcărie în momentul de față. E cu amărăciune spusă, da? Vă bucurați la televizor că ha, ha, ha! L-a luat pe nenorocitul ăla, ai văzut ce a făcut? Bă, da, mă, dar ăla a avut momente în care nu mai știa de unde să ia bani și nu mai știa cu cine să tragă de ăla, să funcționeze fabrica aia, să meargă. Că ați văzut pe unde, pe unde n-am avut de ăștia, s-a distrus fabrica, voi nu vă mai duceți la servici și acolo este gunoi, gunoi. Nu vă mai bucurați când îi vedeți pe oamenii ăștia că duce la pușcărie. Am citit undeva, ați văzut că astăzi nu vă spun nici nume, nici țări, cum se numesc. Am citit undeva țară civilizată, mult mai pusă la punct decât a noastră. 30% din cazurile duse de procurori la judecătorie sunt false și greșite. 30%. Unul din trei. La ăia care se pricep bine, da minte la noi. Să nu spuneți mie că acum ăștia care vor să o iau de urechi pe doamna Udrea cam au dreptate. Pentru că ultima dată de la faptul că au ținut-o o zi și acum unii au hotărât să o țină 30 de zile acolo, nu e pe fond dacă a făcut sau nu a făcut aici. O țin 30 de zile acolo ca să nu mai vorbească cu noi. Adică să nu, mai, să nu ne mai zică nouă. Adică să nu ne mai zică nouă ce. De ăla și de ăla, că judecătorul zisă procurorul că influențează martorii zicând, băi, 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 vezi că în ziua aia n-am fost acolo, vezi că în ziua aia n-am fost acolo, tot felul de chestii de astea, și că influențează pe judecători. Da. Ah, nu cred. Nu cred. Vreau să vă zic, apropo de situațiile astea și dacă lumea este fericită sau nu, că orice persoană din lume își dorește să fie fericită și să lucreze mai liniștit. Și unii când se bagă în chestiunea astea, nu știu dacă o să câștige sau nu o să câștige bani, să o simtă bine sau nu să simtă bine. Vrea să fie fericit. Și unul, cum să spun, e mai ambițios. E mai... Mă uitam zilele trecute în Italia. A murit la 80 ceva de ani un domn Ferrero, dacă ați auzit. Sunt bomboanele astea acum. E cel mai bogat om din Italia... acum câțiva ani de zile produsele lui de bomboane, ciocheile cu Nutella, cu Ferrero, cu Tic Tac. Tic Tac-ul e inventat de nenea asta, italian, în vârstă, a avut doi băieți, mi se pare, unul a murit la 40 ceva de ani într-un accident de bicicletă, vă lăsa. Să fii băiatul unui miliardar și să mori într-un accident de bicicletă. Dar nu știu câte miliarde de dolari vindea pe an. Vă dați seama, nu știu câte miliarde din cacao și din chestii de genul ăsta. Probabil mai sunt mii în Turcia, în Italia, care fac înghețată, ciocolată, combinații de Ferrero, de Nutella, de cutare. Bine, ăsta a făcut, de ce a făcut el? Dintr-o ambiție, dintr-o luptă, dintr-o dorință de a, nu știu,
Îi respect pe patroni, îi înțeleg pe patroni. Își riscă viața, familia, banii ca să dea de lucru la oamenii din jur. Și noi, oamenii din jur, în loc să scoatem pălăria în fața patronului, ne bucurăm că l-a prins cu nu știu ce găinărie, că a sărit gardul, că a vorbit la primărie, că l-a sunat pe ăla. La noi, când sun pe cineva să te ajute la o factură, se cheamă trafic de influență, da? În America se plătește chestia asta, se cheamă lobby. Păi dacă în America se plătește lobby chestia asta și la noi faci pușcărie, înseamnă că americanii sunt pe altă lume sau noi suntem încă tâmpiți. Adică cum eu nu pot să rog pe un prieten parlamentar să roage pe cineva la un minister să-i spună cuiva de aici să-mi plătească factura pentru lucrul ăla? Păi ce să fac? Să stau cu mii de oameni neplătiți pentru că boala nu-mi dă factura și să nu intervin la cineva și spun, bă, spune-i pe lui ăla, sună-l bă pe ăla că i-am făcut treaba și hai să-mi dea banii. Nu pot, bă, că se înregistrează și mă leagă. Da, e complicat. Vă rog eu, nu mai dați oamenii ăștia care sunt patroni și care conduc lucrări grele, pentru că vai de capul lor dacă dorm ăștia liniștiți, că trebuie să plătească mâine salariile, că nu s-a încasat banii, că trebuie, ca să facă o lucrare mare, îi mai trebuie doi fușfeți mici și n-are bani să-i cumpere și nu poate să încaseze miliardul. Vai de capul lor. Vă rog eu frumos, nu îi mai omorâți pe patron prin pușcărie. Bun răi ăștia sunt, bă, fraților. Aș zice uneori, bagă-l în pușcărie pe ăla că l-ai prins, dacă ai pe altul locul lui, să ține treaba mai departe, să nu moară ăia de foame, că nu mai are ce să... Că dacă l-ai băgat pe ăla în pușcărie, cine mai conduce, bă, business-ul ăla? Măsa, tasu, nimeni, bă, copii. Nu vă mai bucurați că l-a prins pe ăla, că observ că vă... Ha, ha, ha! Gigi, ai văzut, l-a prins pe... Ha, ha, l-a băgat pe ăla în pușcărie. Și ce, bă, asta e bucurie? Nu e bucurie, bă, frate, pentru toată țara noastră. De unde luați patroni? O să vină ăla din Germania, mă, o să vină ăla din Elveția, mă. Și o să muncești, mă, ca bou pentru ăla. Da, da? Bun. Este fericirea o bucurie a unei reușite punctuale sau e mai degrabă o stare de bine pe o perioadă lungă de timp? De când în când vă fac emisiuni ca să vă întreb dacă mai știți ce e fericirea, dacă sunteți sau nu fericiți și n-aș vrea să fiți fericiți doar pentru că vă mai filmează ăștia cătușe. Însă și filmarea asta este jenantă. Nu l-ai judecat pe ăla, nu știi dacă e vinovat, dar l-a râs la televizor. Pe când îl vedea pe Adrian Sârbu, Adrian Sârbu cu cătușe. Pe Adrian Sârbu e erou național, bă, fraților. Dar după 90 a făcut televiziune, mă, ProTV-ul, mă. Înainte de Adrian Sârbu, televiziunea noastră era undeva pe munți, mă, în Kazahstan. Și Adrian Sârbu a făcut emisiuni și a făcut televiziuni, că la un moment dat americanii au venit și l-au plătit cu bani grei și l-au dus șef pe toate televiziunile lor de toată Europa asta, de est, cu sediu la Praga. Ce mișculații, ce directori a pus, ce oameni, ce reporteri a născut Adrian Sârbu. Păi și pe Adrian Sârbu îl țineți voi cu cătușele și l-arătați la televizor, ăla-i erou român al tuturor țărilor din est, de ce înseamnă istețime și televiziune cu studiouri de film. Păi și voi vă bucurați că pe Adrian Sârbu aveți o bucurie de proști, mă, stând acasă. L-a legat pe Adrian Sârbu. Cine l-a legat pe Adrian Sârbu? Cum îl cheamă, mă, pola de la legat pe Adrian Sârbu? Nu e bine ce se întâmplă cu noi. Bucurați-vă când faceți lucruri bune, fraților. Nu vă mai bucurați la nenorocirea prostească a cuiva. O fi vinovat, dar nu e atât de vinovat față de câte lucruri bune ai. Cine cântărește ce lucruri bune ai făcut față de ce greșeală ai făcut? Cine cântărește? Nimeni. Bucuria proștilor. Psihologul Ed Diner, autorul unei cărți, Fericirea, ceva, Unlocking the Mysterious of Psychology Wealth, lumea psihologiei și încuiată a misterelor, spune că fericirea este o bunăstare subiectivă, deci este un fel de bine al tău. Nu poți fi fericit împreună cu altcineva. Asta e o șmecherie foarte interesantă. Eram eu băiețel mititel și dădea și ochii pe lume acolo și așa, uita acolo o șmecherie. Nici când faci sex cu altcineva, fericirea nu e în pereche. Fericirea e personală.
Da, eram băiețel, mai știu să văd cum e. Bă, cum e? E rău, bă, zice, ai grijă. Nu te arunca ca fiind o chestie care ar trebui să fie importantă în viața ta, că nu e. Bun, deci fericirea este o bunăstare subiectivă. Fericirea este numai a ta. Să crezi tu că fericirea este a unui cuplu sau unei familii sau unei societăți. Ne, iată, băieți deștepți, vă atrag atenția. Deci, oameni buni, când vreți să fiți fericiți, gândiți-vă la ce ați făcut voi. Faceți lucru bun și bine care să vă placă vouă. Da, fericirea este subiectivă. Un alt cercetător, Martin Seligman, în domeniul psihologiei pozitive, zice asta, autorul cărții Authentic Happiness, deci fericirea autentică. Fericirea este compusă din trei elemente, asta e un pic mai deștept. Bun, zice, fericirea e compusă din trei elemente. Atenție, plăcerea, sigur că mă așteptam, când îmi place ceva, sunt fericit, nu? Nu pot să spun că sunt fericit dacă nu-mi place ceva. Deci, fericirea, din trei părți. 1. Plăcerea. 2. Integrarea. Ăsta deja vorbește filosofic aici. Și 3. Semnificația. Ne-a băgat în ceață, n-a înțeles nici dracu ce, rămâne cu plăcerea. Da. Așa zic ăștia în cărțile astea mai deștepte. Ăștia uneori fac cărțile astea deștepte pentru ei. Ei între ei. De-aia vin eu la emisiune aici și mai scot în cărțile lor o chestie și o mai dezbate și noi. Poate o înțelegem. Și o fi vrând că ăștia deștepți cu cât sunt mai filozofi, cu atât sunt mai misterioși așa. Bagă două, trei cuvinte de astea complicate, ne-a băgat în ceață, noi ca să nu părem proști spunem da, așa e, așa e. Știi? Deci, uite, a zis Nea Gigi că așa e. Nea Gigi nu-i prost ca mine. Bun. Ba, da. Mai explic asta puțin, și o combinație între satisfacția propriei vieți și capacitatea de a avea mai multe emoții pozitive decât negative. A încercat să ne lămurească, ne-a băgat în ceață de tot. Da. Plăcerea se referă la sentimente pozitive pe care le ai. Integrarea. Deci asta partea a doua. Capacitatea de a interacționa conform dorințelor tale cu cei din jur. Da, da, se pare că aici ne țică dreptate. Așa este. Nu poți să fii fericit tu de unul singur, de nebun, nu? Tu ești la pușcărie, să zice, Doamne ferește, și ești fericit că ți-a dat ăla o cafea. E greu să crezi că poți fi fericit într-un morman de neliniști și de situații grele. Te băgat tu în situații foarte grele, în război, de exemplu, vin rușii peste tine în Ucraina, tu erai acolo turist și vezi că tu ăla trage peste tot cu arma și tu stai așa și fumezi așa o țigară de foi și privești acolo Crimea. Bă, ce frumoasă e Crimea asta, bă, ce fericit sunt eu acum și ea trag cu pistoale pe lângă tine. Nu merge, nu merge. Ce credeți, să-l liniștesc rușii? A? Eu cred că nu să-l liniștesc niciodată. Cred că domnul Putin face mișto de ăștia rău de tot. Dar voi ați observat o chestie interesantă. Și doamna Merkel și ăsta al Franței, că am uitat cum îl cheamă, se tot duc și fac tot felul de întâlniri, vorbesc la telefon, parcă se roagă. Ați observat? Parcă se roagă de domnul Putin. Domnul Putin, hai vă rog eu frumos, fiți băiaților, nu mai trageți cu pușca în copiii aia, nu mai goniți lumea de acasă, cu... chiar vă trebuie Crimea așa. Chiar nu mai are loc Rusia, nu putea să intrați așa prietenește, trebuia să veniți cu pușca. Ați observat? Parcă se roagă de el. O fi știind ăștia mai bine ca noi, că e nebun, că nu te poți înțelege altfel cu Putin. Mă uitam zilele trecute la o televiziune, avea un interviu, emisiune frumoasă, cu domnul ambasador al Rusiei la București. Să mă ierte domnul ambasador, nu m-a prostit, spunea. Era jenă de ce era în stare să spună. Spunea că americanii îi provoacă, că Ucraina de-abia așteaptă să fie înarmată de americani, că așa fac ăștia la Europa, că de fapt ce se întâmplă acum în Ucraina este pentru că Europa tot incită, pentru că NATO tot să vină. Ei rușii n-au făcut nimic. Ei rușii n-au făcut nimic, nici nu sunt acolo cu pistoale, nici nu sunt acolo cu tancurile. În general, rușii sunt așa, băieți, mă uitam la domnul ambasador, în ce situație ești, domnul ambasador al Rusiei, în ce situație te pune viața și cum să roagă ăștia de Putin. Hai, bre, nenea Putin, te rugăm frumos, tu te bre acasă, bre, lasă oamenii ăștia în pace, culcă-te, bre, nu mai veni, bre, cu pușca. Care-o fi adevărul pe acolo, pe undeva? Și voi aveți impresia că madame Merkel nu știe că Putin nu se poate liniști cu vorba bună? Și cu hârtii? Pe când s-au uitat rușii la hârtii, mă?
americani cu pușca și cu tancul și așteaptă să se sperie Putin de o hârtie. Aolea, ce bă, mi-au adus ăștia. Aolea, ce hârtie au ăștia. Știi, ele cu tancul și ăștia cu hârtia. Hai de capul nostru. Hai de capul nostru. Hai să ne întoarcem la fericirea noastră asta. Hai. Plăcerea se referă, m-a zis, la sentimentele pozitive, integrarea, capacitatea de a interacționa conform dorințelor tale cu cei din jur. Semnificația este puterea de a da acțiunii tale, muncii, de exemplu, un sens cât mai înalt. Asta înseamnă semnificația. Da? Deci plăcerea ta personală, integrarea în jur, în familie, nu poți să fii fericit de unul singur, de nebun pe stradă, știu eu. Plouă și tu ești fericit. Nu ține. Bagă-te într-o adăpost, într-o casă, împreună cu ea de acolo și da? Bun? Și semnificația. Semnificația este ca puterea de a da acțiuni, muncii, de exemplu, acțiunii tale, un sens cât mai înalt. Deci ocupă-te de chestii serioase. Fă și tu ceva ca lumea, nu? Și ești fericit. Eu să vă spun sigur. Eu când reușesc cu emisiunea de asta, ce frumos să la Litoral TV, eu sunt fericit. Și când mai mă sună cineva ce domnul Halis v-am văzut la TV și mi-a plăcut, când se mai uite pe YouTube, că o pun băieții ăștia de aici, emisiunea pe YouTube, și după aia pe Facebook. Și văd acolo tot felul de tipi pe care îi respect și la care țin, că le-a plăcut emisiunea. Mă simt bine. Păi, de ce credeți voi că vin să fac emisiunea aici? Ca să fac și eu un lucru frumos așa și să mă simt bine. Eu mă simt bine când fac emisiunea și ăștia de la Litoral TV. Sunt un colectiv de băieți tineri isteței, mi-e drag de ei. Sincer, mă simt bine. Este o probă de fericire. N-aș face-o dacă aș vedea că nu le place. Și n-aș face-o dacă, de exemplu, 3 ani de zile, odată nu mi-a spus domnul Matei, domnul Haleț, ia-te bre de ăla. Sau domnul Haleț, zi bre de ăștia, că uite ce-mi face. Niciodată. Dacă o singură dată, cred că domnul Matei m-ar fi sunat și mi-ar fi spus: domnul Galeț, uite, vă rog să veniți pe la mine, a mea nu-mi place cum a spus de chestia cu pătrunjelul, vă rog frumos, de mâine nu mai ziceți de pătrunjel, de mâine spuneți numai de mărar. Cred că ați fi zis: domnul Matei, cred că ați nimerit omul greșit sau dumneavoastră nu vă simțiți bine astăzi. Nu mai fac emisiune. Nu știu dacă înțelegeți pe unde trăiți voi, pe unde lucrați voi. Dacă șeful vostru, de exemplu, al meu, domnul Matei, aici de 3 ani de zile, nu mi-a spus nici așa, nici așa, ba am auzit-o pe aici, pe acolo, că îi place emisiunea. Asta înseamnă fericirea. Să placă cuiva ce faci tu. Și vă mulțumesc că vă uitați la mine la emisiune și am vrut să vă lămuresc de ce îmi place mie de domnul Matei și sunt convins că ce pățește acum e răzbunarea unor proști care nu sunt în stare nici să viseze la ce a făcut Matei, dar aminte să facă. Continuăm să ne rămurească ăștia străinii de cum e fericirea noastră. Bun. Mai există un element important când vorbim despre fericire. Majoritatea oamenilor ar spune că bogăția, de exemplu, sau iubirea te ajută să fii fericit. Răspunsul oamenilor de știință este însă diferit de ăsta al nostru. Pe baza mai multor studii, psihologul Sonia Lyubomirsky a ajuns la concluzia că fericirea depinde în proporție de 50% de ce ți-a lăsat tactul și măta, de gene, de felul tău de a fi. Dacă ești morocănos și îmbufnat și supărat tot timpul și foarte prețios, că sunt unii care dacă stau așa îmbufnați, sunt foarte importanți, ăia nu mai au timp să fie fericiți, pentru că sunt îmbufnați. Nu le place mai nimic. Nici ce a zis ăla, nici ce a zis măsa, nici ce a zis fisul, nici ce a făcut în altul. Deci contează 50% de fericirea ta, de ce moștenire ți-a lăsat familia ta, taică-tu și maică ta. 10% de circumstanțele vieții, deci atenție, doar 10% dacă te-ai nimerit să fii procuror sau primar sau muncitor sau șofer. Da? Și 40% de ce faci tu, de propriile tale acțiuni. Deci 50% de la maică și la taică. V-am mai spus, dacă părinții voștri sunt în viață, mai sună-i sau mai treci pe la ei și să știi că nu te doare dacă îi spui: bă, tată, place de tine așa, place de tine așa, cum ești tu așa, da? Ce tată bun am avut eu. Și lui maică ta să-i spui, chiar dacă e bătrână și urâtă și mai are doar 2 dinți în față: mamă, ce frumoasă ești tu. Uite, te văd eu așa cum bate lumina așa. Și ce mamă frumoasă am eu, ce mamă bună ai tu. Cum faci tu mie plăcinta asta de dovleac. Ce pierzi, mă, te doare pe undeva?
40% și pe tine te face fericit peste aia. Chestia asta e din acțiunea ta. Bun. Mai departe. Astfel continuă specialiștii, o modalitate bună de a deveni mai fericiți este să cultivăm emoții și gânduri pozitive. Apropo, m-a sunat cineva care se uită la emisiune și de vorbă în vorbă, bă, ne-a zis și zice, mă, tăi, știi pe ăștia de la DNA? Că e important acum, ați văzut DNA, ci că ăștia în străinătate ne cunosc acum pe noi în România. A, zice, România, da, România, Năstase, da, România, Nadia Comăneci, Hagi, DNA, da, România, DNA, da. Zice, e unul, zice, vecin, stă cu noi pe scară, ce lucrează la DNA, zice, tânăra. Ce bă, nu-l place nimeni, zice, și impresia noastră despre el este că e tâmpițel rău de tot. Și cum nu se poate? Bă, ne-a zis, spune ce spun vecinii. Se duce acasă, tătește îmbrăcat, a venit tasul, măsa pe acolo. Bă, zice, a venit tăi greu și el stătea îmbrăcat. Da. Deci emoțiile pozitive au capacitatea de a oferi unei persoane mai multe răspunsuri la problemele cu care se confruntă decât abordările negative. Deci plecați de acasă cu intenții pozitive, fiți drăguți, salutați-i pe cei din jurul, gândiți-vă numai la lucruri bune. Și acum, concluzie. Ce este fericirea? Cine e mai fericit? Potrivit psihologilor, cei care simt mai multe sentimente pozitive în viața lor, cei care au legături mai strânse cu membrii familiei sau cu prietenii. Persoanele optimiste și cele care au o stimă de sine mai ridicată au mai multe șanse de a fi fericiți. Stimă de sine mai ridicată. La noi asta pică prost, știi, la noi. Ce, bă, te dai mare, faci pe nebunul. Nu. Chestia asta cu modestia e proastă, știi? Pe cum adică? Pe eu să nu spun, uitați-vă la ce frumos e la noi, că mie îmi place emisiunea asta și văd că le place și celor care se uită la ea. Pe cum adică? Eu mă simt fericit. Eu mă simt bine. Când eu sunt convins că fac emisiunea, păi dacă n-aș fi eu convins că fac emisiunea bine, ăștia au tot motivul să mă dea afară. Bun. Hai să vedem mai departe. Într-un fel previzibil, copiii care au crescut cu părinți divorțați tind să fie mai puțin fericiți la maturitate decât copiii care au crescut în familie intactă. Deci aveți grijă, familia și felul vostru de a vă purta în familie, când aveți impresia că ia spre mici, feriți-vă de ei, dacă aveți ceva probleme, faceți separat, nu în fața copiilor. Ce este fericirea? Definiți, nu? Citate despre fericire. Chiar dacă nu am reușit să dăm un răspuns până acum la întrebarea ce este fericire, asta e o întrebare care frământă pe mulți, pe filozofi și pe toată lumea și pe soacră mea și pe mine. Da? Ia să ne uităm la câteva definiții al unor filozofi și mari autori cunoscuți ai lumii. Fericirea cuprinde 5 părți, citat, din Jules Renard. Jules Renard, un francez, scriitor cunoscut. Bun. O parte, 5 părți, fericirea, zice asta. O parte este a lua hotărâri bune. Bravo! Bravo! Nu știam pe asta. A doua este a avea simțuri bune și sănătate trupească. Da, corect. Nu poți să fii fericit și ăștia tocmai ți-au tăiat un picior, știi, că ai căzut ca bou, în groapă ți l-ai rupt. Deci, prima parte este să iei hotărâri bune, a doua parte este cu sănătatea. Noi am fi băgat sănătatea, că e mai bună decât toate. Iete la ăsta, la franțuz și e pe locul 2. A treia este reușita în ceea ce faci. Deci dacă faci ceva, să iasă ceva din ce ai făcut tu. Te-a pus să te afli și tu în treabă pe acolo și ea faci, nu faci, trece vremea, șeful trebuie să te plătească. Nu mă, trebuie să ai o reușită, lucrul tău bun și șeful să poată să-l vândă ca să câștige el, să-ți dea și ție. Da? Deci asta e pe locul 3, ar fi să fie fericit. Bun. A patra, reputația bună între oameni. Interesantă chestie, ca lumea să aibă o părere bună despre tine. Ai grijă la chestiunea asta. Nu te îmbăta ca porcul, nu sparge geamurile, nu bate cu pumnul pe unul și pe altul, nu da foc la mașini, nu sări gardul, nu fura, pentru că lumea se uită la tine și devii un derbedeu. Și când devii un derbedeu, ți se pare ție că ești șmecher. Vei fi nefericit toată viața ta, pentru că fericirea ta vine și din buna ta reputație. Ce impresie are lumea despre tine? Da? Bun.
Nu-i invidiați pe ăștia care sunt mitocani și tâmpiți și scuipă și urlă și se bat toată ziua și sunt derbedeii cartierului și credeți voi că, mamă, ce mari sunt șmecheri așa, nu, aia nu sunt fericiți. Aia sunt tot timpul încordați, tot timpul puși pe rele, tot timpul cu ochii injectați, tot timpul cu cuțitul la el, tot timpul puși pe spart, furat, chinuit. Na, nu sunt fericiți. N-ai cum să fii tu fericit când produci rău celor din jurul tău. Ești doar șmecher. Bun. Și a patra, de reputația bună printre oameni, și a cincea, bunurile folositoare pentru viață. Deci să ai în jurul tău bunul, să ai casa ta, să ai mașina ta, să ai serviciul tău, să ai copilul tău, să ai, cum să spun, prietenii tăi, să ai ocupațiile tale în jurul tău. Să fii și tu, să te simți și tu bun la ceva integrat în societate. Bun, bravo. Asta a zis nenea Jules Renard. Nu! Asta e spusă de Platon. Uite, bă, băiatule. Deci asta cu 5 e spusă de Platon. Ăla deștept în antichitate. Acolo în antichitate, vezi, n-aveau televizor, n-aveau discotecă, ce dacă stăteau toată ziua, vedeau cum crește iarba și născoceau chestia asta deștepte pentru noi. Nu, nu. Nenea Jules Renard zice o chestie istețică, mai scurtă, mai frumoasă. Fericirea constă în căutarea ei. Deci, bă, băieți, ia căutați voi fericirea în jurul vostru. Că cine caută, găsește, mă. Da? Deci ești tot timpul în căutarea fericirii. S-ar putea să dai peste ea, tu nu-ți dai seama, o cauți mai departe. Vrei o fericire și mai mare, și mai grasă, și mai frumoasă. Da? Bun. Deci fericirea constă în căutarea ei, a zis nenea Jules Renard. Și acum, Alexandru Dumas. Alexandru Dumas, tot francez, știți voi, nu există nici fericire, nici nenorocire pe lume. Ia uite, bă, există doar compararea unei stări cu cealaltă și atâta tot. Băi, ce vorbești? Doar cel care a simțit nefericirea cea mai cumplită e în stare să simtă cea mai mare fericire. Ia uite, bă, băiatul, ce ne bagă ăsta în cap, numai prostii. Și că întâi să te tai cu cuțitul și după aia să-ți treacă, și când ți-a trecut, zici, mamă, ce fericit sunt eu fără tăietură. Era rău cu tăietură, bă, băiatule. Aha. Deci el zice că întâi, Doamne ferește, nu vreau să dau exemple prea multe, că zice că întâi să ai o suferință ca după aia să-ți dai seama că ești fericit. E cam bancul ăla cu evreul, știi, că s-a dus evreul la rabin. Rabin, nu mai pot, rabin, stau în casă cu vaca, stau, băi, zice, numai cu vaca stai și câte oi ai? 4, bagă-le în casă. Aoleu, cum să bagă-le în casă, rabin, îți dai seama, rabin e mai deștept. Și tot așa s-a dus la, băga și oile, a băgat și rațele și până la sfârșit, rabin, nu mai pot, mi-e rău de tot cu astea, ce rău mi-era înainte acum. Băi, scoate rațele, scoate oile, cum e, mă? Băi, zice, e bine, de când am scos rațele, de când am scos oile, e foarte bine, mă, mă. Rabin, ești băiat deștept. Deci rabin i-a spus cam cum i-a spus ăsta, știi? Bă, întâi trebuie să ai un necas mare ca să-ți dai seama că fără necasul ăla te simți mult mai bine. Eu uneori prietenilor, cunoștințelor din jur care sunt foarte supărate de câte o chestie, le zic, bă, ai dreptate să fii supărat pe chestiunea aia. Dar întotdeauna, când ești tu așa de supărat pe chestiunea aia, gândește de cum ar fi fără ea, ce alternativă ai. Uneori nu-ți dai seama că supărarea aia, de fapt, îți vedea ție o ocupație, o frământare, trebuia să faci, trebuia cu tare și erai fericit rezolvând supărarea aia, nu dându-o la o parte, da? Uneori sunteți fericiți și nu vă dați seama. Fac și eu pe deștept aici, că dacă tot vă citesc de ăștia mari, nu? Zic și eu. Nu. Ce dai? Albert Camus. Albert Camus, tot francezul ăla cu străinul ăla, cu o grămadă de cărți deștept. Zice, fericirea este cea mai mare biruință, aceea pe care o dobândim împotriva destinului ce ne este impus. Da? Foarte frumoasă chestie. Iar mai am puțin să termine emisiunea și aveam niște chestii tarde tot să vă zic. O să vă rezic data viitoare. E o chestie aici deșteaptă în câteva puncte. Cum ne învață unii să fim tari ca să putem să fim fericiți. Dar fie ce frumos zice ăsta, Albert Camus. Zice, fericirea e cea mai mare biruință. Așa este. Așa, cum să spun, fericirea nu vine strigă la tine. Alo! Fericirea! Nea Gigi! Băi, acasă, Nea Gigi! Zi, bă, că am venit pe la el. No, bine. Trebuie să lupți. Ca să fii fericit în viață, trebuie să lupți. Trebuie să te duci la școală. Trebuie să saluți pe toți. Trebuie să te îmbraci frumos. Trebuie să ai gardul făcut, curtea curată. Da? Povestea cineva că zice,
Vânea Gigi, știi ce face primărița aia pe la Cumpăna? Și pune cizmele și umblă în sat, pe curții la oameni, să suie pe garbă și să uită să vadă dacă și-a pus la flori. Asta face primărița Dăncu. Păi și foarte bine, mă, dar de ce te superi? Păi și mă, asta e treaba ei. Păi da, mă, vrea să fie frumoasă, mă. Vrea să aibă ăștia în curte la lele chestii, le dă și premii. Zice, da, mă, dar să ducă așa pe gar, să uite, bă, le e frică ăstora de aia pe acolo. Foarte bine, mă. Și nu există, îi știe pe toți cum îi cheamă, ce telefoane. Foarte bine, bă, băiatul. Asta e fericirea. O scoți. Dacă lumea la un moment dat va zice, vai ce frumos e la Cumpăna, bravo lui tanti primar de acolo. Asta este. Pentru fericire trebuie să te lupți. Fericirea este o biruință, zice nenea Albert Camus. Și atenție, bagă și mai complicat, că o dăbândim împotriva destinului. Deci destinul vine greu pe tine, te aruncă la marginea societății, vai de capul tău, n-ai avut părinți bogați, a trebuit să te chinui, să duci la școală. Deci destinul era de slugă, era de amărât și tu împotriva destinului te duci, te bați și ești în biruință și atunci ești fericit. Nu? Foarte bine. Frumos. Bravo. Nu stați acasă, vină fericirea după voi. Altul. Lucian Blaga, ăsta de-al nostru. Nu numai o durere îți poate tulbura o fericire, ci și o altă fericire. Ia auzi, bă, frate, ce spune asta, da? Deci uneori, când ești fericit, nu-ți dai seama că ești fericit, vrei tu să vină altă fericire peste tine. Păi și la un moment dat, când ești, bă, fericit, bucură-te de ce ai acolo și aia și cată să vezi și tu că ești fericit. Dacă te uiți mereu la curtea vecinului, și mamă, fii atent, fii atent ce de găină are ăla și zic, grase, nu care ale mele amărâte, ți-ale e dracu, toată ziua am dat de mâncare, nimic nu am cărit. Uite, bă, ce găină are ăla, te aș lasă pe la găinile și tu ai în casă, mă, nu te mai uita la el, mă, fii, mă, fericit de ce ai tu în curte acolo. O viață fericită nu poate exista fără o anume cantitate de întuneric, zice un nemțălău austriac elvețian, Jung, ăsta un filozof, o știți voi cu Cartea Roșie, ci că trebuie să vezi și întunericul pe lângă tine ca să te bucuri că tu la tine în casă poți să aprinzi lumina și să și citești ceva la lumina, aprinzi ca bo, aprinzi lumina și tu te culci. Haide, bă, da? Fă ceva cu lumina aia, dar trebuie să ai puțin întuneric lângă tine ca să te bucuri de lumina. Astfel dacă e lumină toată ziua, așa zici că ți se pare normal. Fericirea nu constă în a fi iubit. Uite, bă, fii atent. Hermann Hesse, un nemțălău. Ăștia nemțălăie cu iubirea. Știm noi că-s mai era cu mai rece, așa știi. Și fericirea nu constă în a fi iubit. Ființa, fiecare ființă umană are iubire pentru ea însă. Și recunosc cum. Eu mă iubesc pe mine foarte tare. Mie îmi place, de exemplu, de mine când fac emisiunea asta extraordinară. Nimeni nu e în stare să facă cum fac eu emisiunea. Mie îmi place de mine și de emisiunea mea. Deci are rezultat asta. Dar și că fiecare ființă umană are iubire pentru ea însăși și totuși sunt mii care trăiesc o existență amărâtă, nenorocită. Da, corect. Nu faptul de a fi iubit nu ți aduce fericirea, dar a iubi, aceasta este fericirea. Mamă, ce mișto. Deci fii atent ce bagă nemțălău. Ci băi, Gagici, nu-i suficient că te iubești tu pe tine. Dar iubește, bă, și tu pe altcineva ca să te simți fericit. Că altfel, uite în loc, bă, te iubești numai tu pe tine. Știi că sunt unii de ăștia care, băi, numai eu am dreptate, numai eu fac. În afară de mine nu mai face nimeni emisiune. Aici la Litoral trebuie să nu vă uitați la el la emisiune. Numai la asta să vă uitați. Vă zic că cea mai bună emisiune. Așa, ce vă mai zic de Balzac? Din nenorocire, fericirea înseamnă în aparență ceva absolut, absolut cam ireal, așa, nu? Tocmai de aceea să găsesc atâția neghiobi care să se întrebe. Ce e fericirea, bunea Gigi? Zice Balzac, da? Aveți grijă. Uneori sunteți fericiți și nu vă dați seama. Întrebați, mereu aveți de toate, aveți casă, aveți de lucru, aveți prieteni, mai vedeți câte un meci de fotbal, mai vă uitați la Litoral TV, ce vă mai trebuie, bă, fraților? De ce vreți mereu, de ce vă chinuiți și tot așteptați mereu altceva, altceva, când voi, de fapt, aveți tot ce vă trebuie ca să fiți fericiți? Frumoase cuvinte. Mai zice Franz Schubert, Franz Schubert ăla cu simfoniile. Credem că fericirea derivă dintr-un loc în care am fost odată fericiți. Ăștia se duci cu capul, că de seama te-a pus să faci compoziții de alea așa tot ziua pe hârtie, să aștept să ți le cânte unii, dacă nu ești dus cu capul, ci că fericirea derivă dintr-un loc
în care am fost odată fericiți. Adevărul este că fericirea derivă de noi înșine. Ai, ce frumos. Hai și vă mai citesc una singură cu Mircea Eliade și gata. Iar îmi fac semn, băieții ăsta, termin de am trebuit. Când mă încălzesc și eu mai tare, ăștia vor să mă dea afară de emisiune. Mircea Eliade. Dar e atât de dureros și greu să nu crezi în fericire. Pentru cei mulți, fericirea ajunge chiar un sens dat existenței. Existi pe pământ ca să fii și tu fericit. Dacă poți de când în când, dacă nu, chiar tot timpul. Cu atât mai rău pentru ei. Fericirea nu poate fi cunoscută, valorificată și stăpânită decât după ce te-ai îndoit de ea. Foarte frumos. Mircea Eliade. Am avut și noi românii o grămadă de băieți deștepți. Iată, Mircea Eliade. Cine îl mai pomenește când noi avem atâtea frământări cu Elena Udrea, bă, băiatule, ai văzut ce au făcut ăștia? Ai văzut ce a zis Elena Udrea? Ai văzut ce a zis ălălaltul? Bă, băiatule, bă, ce probleme avem noi cu Elena Udrea? Cine e Elena Udrea? Of! Ei cu ale lor și noi cu ale noastre.